Stimată soră Viorica, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Stimată soră Ionica, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimată soră Ancuța, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate frate Sorin, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate frate Mirel, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș dori să mai amintesc încă o dată că am dorit să avem cât mai dese botezuri în comunitate. Ne-a binecuvântat Domnul din noiembrie și până acum și la fiecare cină am avut și cât un botez. Următoarea cină va fi în iulie. Noi ne-am dorit ca următorul botez să fie în octombrie, cu ocazia excursiei în Israel, pentru că se plănuiește astfel de excursie pentru cei care veți dori să fiți la Iordan. Dar pentru ceilalți, ori de câte ori simțim că un fruct se coace, nu-l lăsăm să cadă și să se zdrobească la pământ. Îl culegem și îl punem acolo unde este locul lui, în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Vă invit, frați și surori, să mergem pentru spălarea picioarelor și ne revedem peste 20 de minute aproximativ pentru frângerea pâinii.